Tinerii talentați care au participat la școala de vară de maestrie, secțiunea Vioară, au susținut concertul final la Centrul Cultural Aurel Stroie din stațiunea Bușteni, pregătiți de celebrul violonist român Gabriel Croitoru și soția sa, Ioana, și acompaniați la piană de asistenta universitară Clementina Ciucu. Tinerii au demonstrat că și-au însușit temeinic arta interpretării. Este vorba despre o tradiție deja care, iată, prezintă publicului din Bușteni tineri valoroși, atât din România cât și din străinătate, pregătiți an de an cu asiduitate de mine și soția mea, Ioana. Suntem deosebit de mândri că, iată, și în Bușteni se întâmplă aceste manifestări culturale. 14 copii și tineri extrem de talentați au asigurat de calitatea acestui concert. Devenit cetățean de onoare al orașului Bușteni încă din anul 2012, marele violonist spune că este o onoare, dar și o datorie pentru el și promite că va reveni pe scena Centrului Cultural din localitate. Am participat și eu la rândul meu și probabil că voi mai participa la Zilele Culturii care se desfășoară an de an, o altă manifestare culturală de tradiția Bușteniului, Zilele Culturale ale orașului, se desfășoară în luna august. Deci, iată, cu sprijinul autorităților locale și a celor care conduc cultura în Bușteni, se întâmplă lucruri interesante și la cât mai multe evenimente. Programul foarte divers interpretat de tinerii violoniști a smuls ropote de aplauze publicului aflat în sală. Școala de vară de maestrie a soților Ioana și Gabriel Croitoru a descoperit de-a lungul timpului zeci de talente în arta interpretării, iar acum a devenit deja tradiție la Bușteni, manifestarea aflându-se la cea de-a 11-a ediție.